Legea 11. Cazurile de egalitate de genul. Prin două tâlnire sunt egale, când toate papilele le este de A, B, C. A, B, de început. A, B, C. A, B, de început. Deci de unde am decât de când acum de când și de când ai dat apoi de dat de când și de început. 1. Și acum, dacă ai dat cu apoi și de dat de când și ce dat de început, aplicată în ofitare la genizare, sau teama posibilă. Rezultă cosinus de B egal cu cosinus de B, deci 1 B egal cu B. La fel, 1 C egal cu C, și 1 B egal cu A. Deci rezultă că dacă au două tâlniri cu toate laturile egale, au și unghiurile egale. La laturi egale, îi supun unghiuri egale. Și așa, deci este toate, deci dacă au toate unghiurile egale, au și, dacă au toate laturile egale, au și toate unghiurile egale și normal că unghiurile sunt egale. Acum, este cazul lemnile. Deci au două, câte două laturi egale și unghiul cuprins între ele, deci au caz de egalitate. Cazul 2, leule, două, câte două laturi egale și unul al laturi egale. Deci avem ambele. Thank you.
Pe iau un pe prim și îi iau un și prim. Rezultă de aici. Rezultă că a pătrat de la poate. Deși nu are la poate. Dacă ar fi fost atunci, de exemplu, în locul B, nu mai de aici egalitatea laturilor. Dar ea spune că unul comun celor două laturi care, deci unul comun celor laturi. Pentru că se aplică și în mod indicit rezultă și la treia. A, nu doar poate în cazul mare nu se iasă. Și dacă toate laturi sunt egale, toate au un mod indicit, toate unurile și dai sunt egale. Rezultă în formă cu unul cerul ca cu cerul și unul cu B cu B. Deci două trăuri sunt egale, dar toate laturi egale și unul indicit au toate. Să vedem alt caz. Deci, cazul, un leu, două unitari și la toate comune, ei care să devin leu. Acum, să vedem cum se discută. Deci, două unghiuri egale și laturile comune unghiuri sunt egale. Ia să vedem. Deci înseamnă că unghiul ABC, unghiul ABC este unghiul A, unghiul A, unghiul A, unghiul A, astea, unghiul A, unghiul A, unghiul C, unghiul A, unghiul C, și A, B, A, C, A, suma unui triunghi, deci suma unui triunghi este spunerea de A plus B plus C plus un triunghi de care A prima A prima plus C plus un triunghi de care. Dacă unul A egal cu A plus C egal cu C plus un triunghi B egal cu B plus un triunghi de B egal cu B plus C egal cu B plus. Sinusul unghiul ăsta, A, sucă, sinus de A, e B, sucă, sinus de B, e C, sucă, sinus de C, egal cu 2, R, aici, A, sucă, sinus de A, prim, de A, prim, de B, sinus de B, prim, C, sucă, sinus de C, prim, egal cu 2, R, prim. Toate lumele au spus egal, dacă au de 2, dar nu le vedem. Dacă, deci dacă latura B egal cu B prim, dacă B egal cu B prim, rezultă deja că B supra sinus de B egal cu B, iar aici B prim, sinus de B prim egal cu B prim. Deci înseamnă că B egal cu 2 iar sinus de B, B egal cu 2 iar prim, sinus de B prim. B egal cu B prim, B egal cu B prim. Domnul rezultă că și B egal cu B prim și nu cu B egal cu B prim. Deci rezultă că 2R singură B e 2R prim singură B prim. Ăștia se simplifică. Rezultă că R egal cu R prim. Deci rezultă că raza celor ce l-am scris sau ăsta este egal cu raza celor ce l-am scris sau ăsta. Dacă razele sunt cel puțin scris de egale, rezultă că A este egal, deci A la latura A, 2R sinus A, A prim, de 2R prim, sinus de A, doar rezultă că A egal cu A prim, deci R egal cu R prim, A egal cu A prim. La fel, aici e A-C-ul, e B-ul. La fel, C egal cu 2 iar sinus de C, C prim egal cu 2 iar prim sinus de C prim. Unul este egal, raza este egal, rezultă că C egal cu C. Deci, automat, toate iar prim, toate altele egale.
parte cazurile de egalitate ale triunghiilor. Păi cum să fie demonstrate? Că sunt așa. Păi nu le-a picat? Fără să le înțelegi? Deci au o logică. Au o demonstrație fiecare. Nu ne interesa pe nimeni această demonstrație. Păi că s-a făcut în clasa a șasea, s-a făcut pe dărost. Ca la o, pe dărost. Clasa a șasea nu puteai să spui așa ceva demonstrație.